Părinte, am încă o întrebare. Cum să iau, eu lucrez cu tineretul, cu studenți, cu fete, cu băieți, dar am observat la curs că dacă iau cu asprime și le arat întâi lucruri întunecate și aspre despre viața creștină, sau le arat întunericul iadului, unii ies de la ore și nu mai vin niciodată de frică. Am observat că dacă iau cu blândețe și le vorbesc cu iubire și despre iubire, întâi fac cunoscut pe Dumnezeu ca tată și ca iubire, ei se lipesc și se apropie. Și am observat următorul lucru, asta e o întrebare. Și a doua întrebare este că unii ajung în situații de acestea după ce își cunosc starea prihănită de păcat, au de-a face și cu tulburări din partea necurate și intră spaima în ei. Și mă întreabă ce să facă când vine tulburare din partea necuratului în sufletul lor. Sunt tineri și asta. Cum să se lupte ca să scape de această spaimă? Da, Ioan, conștiința judecător de Dumnezeu cu gură de aur pune. Nu s-a pus să iei Dumnezeu judecător din afară. Să-l poți momi cu parale, să-i dai atâta acutare ca să te facă pe tine drept. Acel judecător îi spune dinăuntru, nu-l putem momi cu nimic. Au ce spune Dionisia Areopagit. Știința curată, știința gândului curat, este veselia de sărie. Și știința pasată este chinuirea chinuirii. Poți să întâlnă toată lumea mie că eu îți spun, că eu îți bun, că eu îți cutare. Dacă conștiința spune, e sama, ești păcătos, ești plin, ești cutat, ești plin de păcat. Nu pot împăca. Toată lumea să mă laude dacă conștiința mă judecă vinovat, gata, eu sunt cel mai chinuit om. Știința mea este chinuirea chinuirilor, că am aparte cu știința Dumnezeu din mine, care nu cruță, care scoate lucrurile drept, totdeauna ne arată slăbiciune. Ia dacă conștiința e nepăsată, toată lumea să mă ocolească, toată lumea să spui, tot ce mi-e rău despre mine. Eu sunt în pace. Știți, îmi pace că nu mă judecă în conștiință Dumnezeu pe mine. Pe conștiința nu mă judecă pentru păcat. Și dacă nu mă judecă Dumnezeu în conștiință, eu am toată veselia. Asta e ce spune Evanghelia. Da. Fereți și vieții, când vă vor corepe, oamenii și vă vor goni, și vor prigoni și vă duce tot cuvântul rău împotriva voastră, mințând pentru mine și pentru altceva. Și nu arată numai să descărbim. Bucurați-vă și vă veseli. Fata voastră în munții este la asta. Deci cum e putinierea? Așa te vezi putinierea. Dacă conștiința nu e ce-i patată, nu te supăra. Și dacă te-i patată și te mută conștiința, nu te supăra. Așa să nu se supără. Da, pentru că o poți împăca. O poți împăca. O poate împăca. Cum? Du-te la mădurițele la un preot, te dedeagă, te ușură. Și te păzește numai. Faci așa, te poți împăca cu conștiința și împăcându-te cu conștiința, te-ai împăcat cu Dumnezeu. Și totdeauna de ea de ordine și ce faci în sufletul. Vă leagă de rugăciune mai multă, cu prezență la biserică. Da, asta cu felul de a le vorbi din iubire, că Dumnezeu este iubire. E cu blânda, e cu blândeta, cu blândeta. Auzi, nu m-a spus de Sfântul Grigore din Nisa, nu sparge toasele Scripturii, având dinți înțelegere de lapte. Dacă le dai lucruri prea tare, e doar dinți. Dinți înțelegere. Căci Apostolul Pavel spune, cât a fost prunci în Iisus Hristos, v-a hrănit pe voi cu laptele și eu cuvântător al Evangheliei, că nu erați în stare să mâncați hrana voastră. Eu vreau să hrănesc un copil care suge la mama, că nu-l lăsu gătățile, îi dau șolani. Îl hrănesc eu omul. Așa, să de la așa care sunt mătături ușor. Să fieți cu mine, să faceți cu tare, eu cu blândețe. Au spune, sunt eu frânzirul. Chipul de a-i aduce pe toți la Hristos și la Dumnezeu, este numai adunit. Cu blândeță. Și de aceea spune Scriptura, mai bun este omul cel blând decât cel tare. Că cu blândeță îi pot aduce pe toți. Cum a zis cuvântul lui? Mai bun este omul cel blând decât cel tare. Exact. Mai bun este cel blând decât cel tare. Și chipul de a-i aduce pe toți la Hristos este numai adunit. Sunt o Efraim Sire. A venit la mine un rabin, bătrân la ora de evraică și m-a întrebat la sfârșit, după aceasta la oră, m-a întrebat următorul lucru. Domnule profesor, am să vă pun o întrebare. Și zic, puneți-o. Zice, dar aș vrea alte patru ochi. Și am așteptat, curios să văd ce întrebare. Și zice,
Oare ne va ierta Iisus Hristos pe noi? Așa, sperte-te. Altă rabe vine din Rusia. Când a fost pro drumul cealaltă la ea, când ne omorâ pe deși. Că a fost cinci de rabe la ea, că au fost o sărbătoare mare. Am fost vreo 45 ani mai multe, o nipeșo mi la mănăstirea neamă. Și întrebare. Și eu l-am întrebat eu. Era cu el în vrâtul și e tânăr, tot ea. Ea ta la masă cu ei, am o mâncare, da? Nu era nimeni, după azi, băi, cu ce o rabe? O veni cu soție, cu un copilaș. Auzi că-i mustrăcuitul. Și dacă căderea lui Israel din credință a fost bogăție neamul, ca să intre neamul la bogăție, și va fi întoarcerea lor, epistola către Roma, cu adevărat va fi o înviere din morți. Și noi am fost la Iași, aici, părinte, și suntem rami, eu din Haifa, era din Palestina de Roma, dar sunt în America cu tăi. Zic, domnule, uite, suntem noi și toți ia mata, trei sufici, copilajul ăsta nu știe nici. Vă întreb așa, și de ce Hristos a fost simplu om? Părinte, este pe banii din biserică. Că un om nu a putut să umple pământul de popoare credincios. El mi-a spus. Un om nu a putut să umple pământul și cele mai civilizate popoare din lume să le aducă la cunoștința lui Dumnezeu. Aici e cuvântul rabe, nu? Eu spun, eu dat că am cartea de vizită, dar nu știu că am putut o carte. Am cartea lui de vizită, cum o ceam. Deci, el! Da, eu i-am spus așa, eu am zis, dacă puneți întrebarea, deja sunteți mântuiți. Am zis că dacă deja vă pare rău, dacă puneți problema, deja dumneavoastră sunteți frate și suntem în... Dacă ne spui eu așa, să știți, căderea lui Israel din credință a fost bogăție poporului. Până va intra ultimul de neam în apotopare. Și vorbirea lui Israel, Pavel, s-a făcut din parte, nu știu de totdeauna. Dar înseamnă că ei nu au păcat. Așa îl spune. Și când se vor întoarce ei, va fi o adevărată înviere din morți. Așa îi proroce, așa că minuni mari. Întoarcerea lui Israel. Cred că l-a spus și de acolo. Dumnezeu, se spune că în America deja a apărut o revistă care se intitulează, pe românești eu spun, Evreii pentru Hristos. O revistă care circulă în toată lumea și în Europa vine, evrei care recunosc în Mântuitorul Iisus Hristos drept Mesia. Și alta scrisă de trire, Ieta ne-a spus, care e o carte mare, dată-ne înapoi pe Hristos. Da, interesant. Și alta scrisă de un evreu botezat în Suedia, măi, cum îl cheamă, grozav de vestit. El a fost protestant, am o trecut la catolic. A fost mare vestit. Și-a spus așa, mă? Așa au făcut o carte. De 2000 de ani suspin în cerul, după oile cele pierdute a casului Israel. Așa l-au făcut. Și-o citesc rabine, măi. Dar este orientare spre creștinism, adică de revenire. Păi nu, deschiderea popoarelor. Înainte de Hristos, înainte de venirea Domnului, trebuie să creadă... Dar este unul din semnele sfârșitului. Da, și este o deschidere. Dar vezi ce spune, când a dat apostolul Pavel de întoarcerea lor, până la urmă tot Israelul se va mântui. Dar sunt întâi Epifane care a fost evreu. Și mare scriitor și mare făcător de minuni, să nu vă pară că se mântuie tot evreii. Zice, la sfârșitul lumii am să întoarcă Israel către Dumnezeu. Și toți care vor crede în Hristos, se vor mântui. Pentru că zice Isaia prorocul Haladu, tot Scriptura, de va fi numărul lui Israel ca nisipul mării, numărul rămășuță se va mântui. Care? Care vor crede în Hristos, am la sfârșitul lumii. Asta e rămășuță. Așa l-a spune și Teolai. Și Pavel spune tot Israelul, care? Tot care vor crede în Hristos. Și Isaia cu rămăjită care a spus chiar, dar mă las sfârșit. Dar vă întreb o întrebare, dacă evreii a fost necesar să nu creadă ca să intre neamuri de credință, ei m-au păcat vina întreagă? Au vine când Dumnezeu e prea drept, au ce spune în psalmire, dreptatea lui Dumnezeu rămâne în veacul, veacul. Lucrează și acum, că dreptatea lui Dumnezeu i-a împrăștiat, chiar azi citeam la atunci în gură de aur. Ai văzut când îi spunea Ieremia că merg în robii, l-a dat în groapa cu cer, cu gunoi și... Când ne-a trimis împăratul care era atunci, băgați de seamă că veți merge în robii. Aveți spune Scripturii, el era în casa de Iană și avea un grătar de foc să încălze împăratul, ăsta cum îi spune.
când a văzut pe Isaia, asta, Ieremia, se mai pe fiul ucenicului, pe Daru, Daru, duce și le spune, că și m-a dat aici, vor merge robii 70 de ani. Și ei au luat fiul lui Neiru. O lua cartea la Ieremia și-o l-a împărat. Împăratul, când a văzut cât spune robii, o tăie cu cutătașul, patru fire din carte, care se merge și le-o dat pe foc. Și Ieremia de carte o pătată, unde spune de robii. Spune, chiar am greșit pe Sfântul Ioan Gură de Aur, la, pentru evrei, pentru căderea iudeilor, e un cuvânt. În ăsta, în putul. Am o citem, chiar asta, zice, că t-am altceva eu. Și iată ce spune, pentru greșeala lor și că l-a amărât pe Dumnezeu, încât de când a făcut vițelul, omorât și câte, Dumnezeu i-a departat, ca să intre în numărul neamului. Și au doar Dumnezeu, este numai iudeilor și apostolul Pavel. Nu și-a tuturor poporul, nu le-a făcut pe toate. Dumnezeu, mila lui și a nedesăvârșită, a vrut să intre și din popoare număr mare, care să mântuiască. Este o parte lor din Ostendul Sfântului. Că e o leacă, na, că din popoarele tuturor a pământului trebuie să plănească numărul îngerilor căzut. Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile, plăneva căderile de sus și Sfântul Sfântul Ioan Nouă Bogotul. O veți în fel ocază. Când se plănesc căderile de sus, drobiva cartele pe pământ ale în fai sfârșitul lumii. Păi nu se plănește înger, ultimul înger căzut cu sufletele de zi, nu se sfârșește lumea. Ia știți la Psalmul 11, o taină. Auzi, împrejur necredincioșul, umbla îi spune de drăs. Și apoi spune așa, după înălțimea ta e mulțit de fii omenești. Dumnezeu ține popoarea ta de mulțit să fie, înălțimea lui n-are sfârșit. După înălțimea ta e mulțit de fii omenești. Deci, nu mai este numărul de la Adam până am ca cât o muri și cât trăiesc. Dar înălțimea asta lui Dumnezeu, până se plănește numărul unui că duci, atunci faci sfârșit. Sfântul Sfântul meu, nouă bogătă. Dar pliniva căderile de sus, drobiva captele mult, colapsa 11, da, are mult. Părinte, dați-ne un cuvânt de întărire în lucrare. Eu zic că în vreme, când nu sunt mere, bune și pădurețele. Eu mă zocot un pădureț când mai lipsește câte un măr și mă duc și eu și fac treabă de pădureț pe acolo. Dați-mi un cuvânt de curaj. Eu sunt mânăci. Eu sunt putregat, nici pădureț nu. Eu sunt hârbegat cu sânul și o moșneag putre. Ce vreau să zic la un pădureț putre? Dați-mi și mie. Cine v-a adus la un putregat aici? La un moșneag putre ca să veniți voi. Și este la peste lui Ionice, că așa-i de ce părintea n-am. Măi, unii bate, uite, ca ciocanatare, bate și ei și acolo, și răzbate. Și găsește totul, scoate. Nu mai găsește tot pițelul. Nu. Acum, părinte, iar de la până, vreau să vă pun o întrebare. Da. N-ai de a pleca, că noi coborâm, când să prindem un tret. Deci, pentru cei care mărturisesc, care sunt puși să curățe de păcate pe oameni și să-i aducă curața în fața lui Dumnezeu, care e păcatul cel mai mare a penitentului? Care, acel care nu crede nici în taina dezlegării, în taina Sfintei Spovedanii, nu acesta este păcatul desnădejdii. Că el nu crede nici în asta. Părinte stare, păcatul are 23. Prima treaptă a păcatului, a nu face fapta bună. Suntem datori să lucrăm. A doua, a face binele, dar nu bine. Cum spune Sfântul Ioan Damasie, uite ce scrie acolo. Binele nu este bine, că nu se face bine. Sfântul Ioan Damasie, eu am spus, scrie acolo. M-a întrebat oameni. Fapta bună are trup și suflet, mai băie. A, să văd. Trupul faptei bune e lucrarea ei. Postez, mă rog, fac milostenie, mă înfrânez, privigez, fac rugăciune. Sufletul, fapte bune sau viața ei. E scopul cu care fac. Apostolul Pavel ne spune așa, toate să le faceți pe slava lui Dumnezeu. Ia Dumnezeiescu, părinte Isaac Sirul, când mintea a pierdut scopul blagoșestei, a dreptul credinței, toate faptele bune nu mai folosesc. Altul leargă, face cu scopul de a lăuda și altul face milostenie cu scopul de a ieși scopul. Altul face cu scopul de a lăuda. Altul scoate cu scopul de a face prietenie cu cineva. Se poartă frumos cu cutare, cu patim, altul cu tare. Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul, și este feciorie, și milostenie, și înfrânare,
și în frigere urăciune înaintea lui Dumnezeu. Sunt o masă. E ca scop. Când nu se fac așa, dar cu scopul de a plăcea lui Dumnezeu și cu scopul de a plăcea la oameni. Asta e treapta a doua păcat. Când facem bine și nu ar facem, ne ostenim, dar nu cu scopul de a plăcea lui Dumnezeu. Treapta a treilea păcat. Este, auzi, momirea gândului simplu al păcatului. Tot trecut pe minte, femeie, bani, slavă. Dar simplu, fără să te gândești la el. Așa, dacă e simplu, nu e nici un păcat, nici o metană n-ai de făcut pentru el. Cu-a trecut. Da, treapta, apasă satana stăi și face, măi, nu-i distrug femeie, bani și slavă. Începe a te gândi cu patima la asta. Dacă aș avea o pumă, dacă aș avea o rădiță, dacă femeia și ar vorbi cu ei, dacă m-aș împrieteni, dacă aș face cu tare, dacă m-aș apropiede. Iată, ai văzut iedera aceea care se prinde de copaci și rugul cel care se prinde de fasole. Exact așa e treapta a fata, e consimțirea. Când sufletul începe a sta de vorbă, cu gândul simplu. Și ai da, nu femeie. Dacă aș fi cu femeia, dacă aș vorbi cu el, dacă aș fi cu tare, și astea unde te duci? Asta e treapta a patra, când consimți să stai de vorbă cu gândul pătimaș, care s-a imediat s-a asociat în gândul, în jurul gândului simplu. Treapta a cincea este lupta. Lupta se dă până la treapta a douăsprezece. Omul vede, măi, dar gândul ăsta nu-i bun. Și începe rugăciunea. A cugetat la ea, a cugetat la moarte, a cugetat la nimeni nici asta. Lupta se dă pe toate treptele până la treapta a 12. Treapta a 6, e învoire. Altă se luptă, ești până la unul să învoie. Dar știi dacă ați gândit mai mult cu patima la femeie ce, sau la banii ce, sau la slava ce, sau la lucru cu tare. Își permite să stai de vorbă mai mult cu dânsul. Asta e treapta a 6 a păcatul, când îți permite să stai de vorbă cu păcatul mai mult. Asta e treapta. Încă n-a ajuns în păcatul minții. Numai te învoie și stai de vorbă cu el, cu tare, cu tare. E treapta a șasea apă. Treapta a șaptea apă, ca toată, mai cu sau între doșii duhovnici, ca tatăl nostru, e păcătuirea cu mintea. Păcatul cu mintea, aici, gata, sunt vasile. Apare caracatița sufletului. Imaginați. Vezi, caracatița a mâncat deșerea în Sfântul Munte, eu nu-mi place, dar stai și plăce tare, are 8 picioare, caracatița. Și zice, imaginația este caracatița surprinde. El nu prinde mintea noastră numai cu cele ce am văzut noi, cu cele ce am auzit, cu cele ce am mirosit, cu cele ce am gustat, cu cele ce am pipăit. Deci treapta așa te-ai păcatul cu minte, unii păcatul îl băgăm în imaginație. Și ne-l începuim, cum am? Ori unii începuim fața celor și ne urăște, cum am să-l poreclet, cum am să-i zic, cum am să mă rădnu. Ori așa ce-l iubește cu pane, cu măierea, ori a banului, ori a furatului, începe așa începui păcatul. Și dacă zăbăvește cu mult în aceasta, auzi spune Sfântul Maxim, păzește-ți gândurile, o omule! Că dacă nu-ți păzește ideile acum, mai târziu nu vei putea păzi lucruri. Că de la treapta păcatul cu mintea, dacă nu te biruiești și nu te rugăciunea lui Iisus să te ajute, imediat ajunge în treapta 8-a, care căderea în păcatul cu lucru. Tot hoitul, tot putoarea asta de hoit, gata, ai dat-o în păcat. Și nu răspunde hoitul, răspunzi tu, tot am ne-o minte. Hoitul arde în veci și vejo, pentru că sufletul nu-i treaz, are trezii atent. Iată că treapta 8-a a păcatului este căderea cu lucru. Treapta 9-a e obiceiul. De aici trebuie să lupte tare duhovnic, să întoarcă pe păcătos. Uite, vine una mărturisire. Moșule, de ce fumezi? El îți spune de ce trebuie. Păi m-am obișnuit. Moșule, de ce bei? Păi m-am obișnuit, părinte. Moșule, sau mătuș, sau frate, de ce nu juri? M-am obișnuit, părinte, dacă nu popă, nu-i duce așa. Asta. Eu tot îți spun treapta. Deamul, păcatul s-a făcut obicei. Îi mai greu din tot să înapoi de pe treapta obiceiului. S-a obișnuit omul cu păcatul și obișnuința îi mai greu decât păcatul cu lucrul. Că nu a păcătuit odată și s-a pocăit. Și mereu îl dă satana și cade înainte și obișnuiește cu păcatul.
dreapta a zecea e mai grea decât a nouă. Dreapta a zecea a păcatului e deprinderea. Ferească-mi lucrurile anul. Deprinderea e a doua natură. Face păcatul vreun nevre. Cât ar vrea, numai și trebuie să facem păcat. Asta e cea mai grea treaptă înainte de disnădejde. Se deprinde omul cu păcat. Vrei nebun să trezești de la păcat, ori la comii, ori la bieții, ori la curvii, ori la furat, ori la bani, ori la urs, vorbire de rău, ori la căvetire, ori la minciună. Și trezești de făcând. Treapta nouă e foarte grea. Că obișeie să face deprindere. A doua natură. Vrei nevrei numai și adec să o duc la păcat. Și treapta a 11 e mai grea conduce Sfântul Isaac. Disnădejde. Cea mai și nimic nu-i mai tare și mai rău ca disnădejde. Sfântul Isaac Sirian. Știi ce zice de la Cotun? Măi, nu te mai iartă Dumnezeu. Fă fere de aici, mă, să trăiești. Ei, că cealaltă nu tu știe. Da, nu, cealaltă de uite cum e. Acolo tot așa ardă în foc. Fă aici că trăiești aici, că tu ce de rău. Tot atât. Disnădejde, aia știi cum ajunge, aia de spune Duhul Sfânt în Psaltire. Într-un mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai subțăia ca un paian în sufletul lui. Conștiința care-i dascul și glasul Dumnezeu un om, conștiința care îl mustră tare pe om pentru păcat. Și ai subțăia ca un paian în sufletul lui. Îi subțăie nădejdea ca un paian. Conștiința al nostru, ia seama, mă, că te prăpădești, mă, întoarce înapoi, mă, că îți pierzi sufletul. Și 12 este, nu mai este. Și atunci el cade din nădejde. Tu fac așa redei și cele din părere. 12 este sinucide, care merge și-mi face capul. Cum vă puteți iuda. Și ce facem cu sinucișii? Sinucide, când se pot pune? După nu se pot pune niciodată, nici după 72 ani. Doar mă întreabă. Nu scrie nică. Sinucide e păcat împotriva Dumnezeu. Vă rog, fraților, v-ați nu prea mult. O, dar prostii, ne-ați vorbit frumos, ne-ați îndemnat frumos, noi vă pomenim în rugăciunile noastre, suntem la început de sas, la început de postul mare. Vă rog, la Dumnezeu și Maica, Domnul, Dumnezeu să ajute, că Tu ești un mare și credincios. Doamne ajută! Suntem fericiți. Mergi cu Îngerul Domnului, cu Maica Domnului. Dați-mi un cuvânt de curăță. Orientare spre creștinism, adică de revenire. Păi nu, deschiderea popoarelor. Înainte de Hristos, înainte de venirea Domnului, trebuie să creadă. Dar este unul din semnele sfârșitului. Da, și este o deschidere. Dar vezi ce spune, când a dat apostolul Pavel de întoarcerea lor, până la urmă tot Israelul se va mântui. Dar sunt ei pe faine care a fost evreu. Și mare scriitor și mare făcător de minuni, să nu vă pare că se mântuie tot evreii. Deci, la sfârșitul lumea se întoarcă Israel către Dumnezeu. Și toți care vor crede în Hristos se vor mântui. Pentru că zice Isaia prorocul Hladu, tot Scriptura, de va fi numărul lui Isaia ca nisipul mării, numărul rămășuță se va mântui. Care? Care vor crede în Hristos la sfârșitul lumea. Asta e rămășuță. Așa l-a spune și Eulalie. Și Pavel spune tot Israelul care? Tot care vor crede în Hristos. Și Isaia cu rămăjită care a scris, dar mă las sfârșit. Dar vă întreb o întrebare, dacă evreii au trebuit, a fost necesar să nu creadă ca să intre neamuri de credință, ei m-au păcat vina întreagă? Au vine când Dumnezeu e prea drept, au ce spune în Psaltire, dreptatea lui Dumnezeu rămâne în veacul, veacul. Lucrează și acum, că dreptatea lui Dumnezeu i-a împrăștiat, chiar azi și teamnă atunci am gură de aur. Ai văzut când îi spunea Ieremia că merg în robii, l-a dat în groapa cu cel, cu gunoi și când ne-a trimis împăratul care era atunci, băgați de seamă că veți merge în robii.
aveți, spune Scriptură, el era în casa de iarnă și avea un grătar de foc, încălzea împăratul, asta cum îi spune. Și când a văzut că Isaia, asta, Ieremia, te mătă pe fiul și Nicolui, pe Varu, duce și le spune, că și m-o dat aici, vor merge în robie 70 de ani. Și ei au luat fiul Neier. O luat cartea la Ieremia și l-a împărat. Împăratul, când a văzut că spune robie, o tăie cu cutătașul, patru fire din carte, care se merge și le-a dat pe foc. Și Ieremia de carte o pătată, unde spune de robie. Spune, chiar am greșit pe Sfântul Ioan Gură de Apă. La, pentru evrei, pentru căderea iudeilor, e un cuvânt, în ăsta, în putul. Am văzut chiar asta, zice, că am altceva eu. Și iată ce spune, pentru greșeala lor și că l-a amărât pe Dumnezeu, încât de când a făcut viță, l-a omorât și câte Dumnezeu i-a departat, ca să intre în numărul neamului. Și au doar Dumnezeu, este numai iudeilor și apostolul Pavel. Nu și-a tuturor poporul, nu le-a făcut pe toate. Dumnezeu mila lui și a nedesăvârșită a vrut să intre din popoare număr mare care să mântuiască. Este o parte lor din Ostendul Sfântului. Că e o leacă, na, că din popoarele tuturor a pământului trebuie să plănească numărul îngerului căzut. De va fi numărul lui Isaia ca nisipul mare, numărul rămășuță se va mântui. Care? Care vor crede în Hristos, amul la sfârșitul. Asta e rămășuță. Așa l-a spune și ăla. Și Pavel spune tot Israelul, care? Tot care vor crede în Hristos. Și Isaia cu rămăjită care a scris, dar mă las să știu. Dar vă întreb o întrebare, dacă evreii au trebuit, a fost necesar să nu creadă ca să intre neamuri de credință, ei m-au păcat vina întreagă? Au vine când Dumnezeu e prea drept, au ce spune în Psalțire, dreptatea lui Dumnezeu rămâne în veacul veacul. Lucrează și acum, că dreptatea lui Dumnezeu i-a împrăștiat, chiar azi și teamnă atunci am gură de aur. Ai văzut când îi spunea Ieremia că merg în robii, l-a dat în groapa cu cel, cu gunoi și când ne-a trimis împăratul care era atunci, băgați de seamă că veți merge în robii. Aveți spune Scriptură, el era în casa de iarnă și avea un grătar de foc, încălzea împăratul, asta cum îi spune. Și când a văzut că Isaia, asta, Ieremia, te mătă pe fiul și Nicolui, pe Varu, Varu, duce și le spune, că și m-o dat aici, vor merge în robii 70 de ani. Și ei au luat fiul Neier. O luat cartea la Ieremia și l-a împărat. Împăratul, când a văzut că spune robie, o tăie cu cutătașul, patru fire din carte, care se merge și le-a dat pe foc. Și Ieremia de carte o pătată, unde spune de robie. Spune, chiar am greșit pe Sfântul Ioan Gură de Apă, la, pentru evrei, pentru căderea iudeilor, e un cuvânt, în ăsta, în putul. Am văzut chiar asta, zice, că am altceva eu. Și iată ce spune, pentru greșeala lor și că l-a amărât pe Dumnezeu, încât de când a făcut viță, l-a omorât și câte Dumnezeu i-a departat, ca să intre în numărul neamului. Și au doar Dumnezeu, este numai iudeilor și apostolul Pavel, nu și-a tuturor poporul, nu le-a făcut pe toate. Dumnezeu mila lui și a nedesăvârșită a vrut să intre din popoare număr mare, care să mântuiască. Este o parte lor din Ostendul Sfântului. Că e o leacă, na. Că din popoarele tuturor a pământului trebuie să plănească numărul îngerului căzut. Sunt Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile, plăneva căderile de sus și Sfântul Sfântul Ioan Bogoslov. Aveți în felul care. Când se plănesc căderile de sus, zdrobiva caltele pe pământ ale îmi faci sfârșitul lumii. Păi nu se plănește îngerul, ultimul înger căzut cu sufletele zis, nu se sfârșește lumea. Ia știți la Psalmul 11, o taină. Auzi, împrejur necredincioșul, umbla îi spune de drăs. Și apoi spune așa, după înălțimea ta ai mulțit pe fiii omenești. Dumnezeu ține popoarea ta de multe să ține, înălțimea lui n-are sfârșit. După înălțimea ta ai mulțit pe fiii omenești. Și tipul de a aduce pe toți la Hristos este numai abândit. Sunt ei pe înseamnă. A venit la mine un rabin, bătrân la ora de ebraică și m-a întrebat la sfârșit, după aceasta la oră, m-a întrebat următorul lucru. Domnule profesor, am să vă pun o întrebare. Și zic, puneți-o. Zice, dar aș vrea alte patru ochi. Și am așteptat, un curios să văd ce întrebare. Și zice, oare ne va ierta Iisus Hristos pe noi? Așa, stai de-o. Alt rabin vine din Rusia.
când au fost vreo drumbuceală la ea, când ne-au omorât de deși, că au fost 50 de ani la ea, că au fost o sărbătoare mare. Am fost vreo 4-5 ani mai multe, o nipejul mi-a plăcut la Mănăstirea Neamului. Și întrebare. Și eu l-am întrebat eu. Era cu el în vrâță și e tânăr, soția lui. I-a stat la masă cu ei, am cu mâncare, da? Nu era nimeni, a zis, păi, cu ce oramă? O veni cu soție, cu un copilaș. Auzi că-i mustrăcuze tu. Auzi că-i mustrăcuze tu. Și dacă căderea lui Israel din credință a fost bogăției neamului, ca să intre neamul la făcut. Și va fi întoarcerea lor, epistola către Roma. Cu adevărat va fi o înviere din morți. Și noi am fost la Iași, aici, părinte. Și suntem rami. Eu sunt din Haifa. Era din Palestina, din Roma. Dar sunt în America cu tăi. Zic, domnule, uite, suntem noi și toți ea mata, trei sufici. Copilul ăsta nu știe nici. Vă întreb așa, și de ce gestul ăsta a fost simplu om? Părinte. Și de pe oameni din că un om nu a putut să umple pământul de popoare credincios. El mi-a spus. Un om nu a putut să umple pământul și cele mai civilizate popoare din lume să le aducă la cunoștința lui Dumnezeu. Aici e cuvântul rar de lume. Eu spun, eu dat casă, am cartea de vizită, dar nu știu cum sunt o casă. Am cartea lui de vizită, cum îl cheamă. Deci... El! Da, eu i-am spus așa, eu am zis, dacă puneți întrebarea, deja sunteți mântui. Am zis că dacă deja vă pare rău, problematică. Dacă nu puneți problema, deja dumneavoastră sunteți frate și suntem în... Dacă ne spui eu așa, să știți că de a lui Israel din credință a fost bogăție poporului. Până va intra ultimul de neam în protocoale. Și vorbirea lui Israel, Pavel, s-a făcut din parte, nu cred totdeauna. A dat că ei nu au păcat. Nu, așa îl spune. Și când se vor întoarce ei, va fi o adevărată înviere din morți. Așa e proroci, așa că minuni mari. Întoarcerea lui Israel. Cred că l-a spus și lui Veacura. Dumnezeu prea se spune că în America deja a apărut o revistă care se intitulează, pe românești eu spun, Evreii pentru Hristos. O revistă care circulă în... Eu spun, eu dat casă, am cartea de vizită, dar nu știu cum sunt o casă. Am cartea lui de vizită, cum îl cheamă. Deci... El! Da, eu i-am spus așa, eu am zis, dacă puneți întrebarea, deja sunteți mântui. Am zis că dacă deja vă pare rău, dacă nu puneți problema, deja dumneavoastră sunteți frate și suntem în... Dacă ne spui eu așa, să știți căderea lui Israel din credință a fost bogăției poporului. Până va intra ultimul de neam în protocoale. Și vorbirea lui Israel, Pavel, s-a făcut din parte, nu cred totdeauna. A dat că ei nu au păcat. Nu, așa îl spune. Și când se vor întoarce ei, va fi o adevărată înviere din morți. Așa e proroci, așa că minuni mari. Întoarcerea lui Israel. Cred că l-a spus și lui Veacura. Dumnezeu prea se spune că în America deja a apărut o revistă care se intitulează, pe românești eu spun, Evreii pentru Hristos, o revistă care circulă în toată lumea și în Europa vine, evrei care recunosc Mântuitorul Iisus Hristos drept Mesia. Și asta scrisă de trei răgenie, ieta ne-a spus, care e o carte mare, dată-ne înapoi pe Hristos. Da, interesant. Și asta scrisă de un evreu botezat în Suedia, măi, cum îl cheamă, grozav de vestit, el a fost protestant, am o trecut la catolici. A fost mare vestit. Și-a spus așa, mă? Așa au făcut o carte. De 2000 de ani s-o spin în cerul, după oile cele pierdute acasă lui Israel. Așa l-au făcut. Și-o citez rabine, măi. Este o orientare spre creștinism, adică de revenire. Păi nu, deschiderea popoarelor. Înainte de Hristos, înainte de venirea Domnului, trebuie să creadă... Dar este unul din semnul de sfârșit. Da, și este o deschidere. Dar deci spune că când a dat apostolul Pavel de întoarcerea lor, până la urmă tot Israelul se va mântui. Dar sunt întâi Epifane care a fost evreu. Și un mare scriitor și un mare făcător de minuni. Să nu vă pare că se mântuie tot evreii. Deci, la sfârșitul lumea se întoarcă Israel către Dumnezeu. Și toți care vor crede în Hristos, să vor mântui. Pentru că zice
Isaia prorocul Hlado, tot Scriptura. De va fi numărul lui Isaia ca nisipul mării, numărul rămășuță ți va mânti. Care? Care vor crede în Hristos, am la sfârșitul. Așa l-a spune și Eulalie. Și Pavel spune tot Israelul, care? Tot care vor crede în Hristos. Și Isaia cu rămășuță care a crede, am la sfârșit. Dar vă întreb o întrebare, dacă evreii au trebuit, a fost necesar să nu creadă ca să intre neamurile credință, ei m-au păcat vina întreagă? Au venit când ne doi prea drept, au și spune psalțire, deci s-a făcut obicei. Îi mai greu de întors înapoi de pe treapta obiceiului. S-a obișnuit omul cu păcatul și obișnuința îi mai greu decât păcatul cu lucrul. Că nu a păcătuit odată și s-a pocăit. Și mereu îl dă satana și cade înainte și obișnuiește cu păcatul. Treapta a zecea e mai greu decât a nouă. Treapta a zecea păcatului e deprinderea. Ferească-mi lucrul anul. Deprinderea e a doua natură. Face păcatul vreme vre. Cât avem, nu mai străduiește să facem păcat. Asta e cea mai grea treaptă înainte de disnădejde. Se deprinde omul cu păcat. Vreme vânt să străduiește la păcat. Ori la comie, ori la bieții, ori la curvii, ori la furat, ori la bani, ori la ori, vorbire de rău, ori la clăvetire, ori la minciună. Se străduiește să facem. Treapta nouă e foarte grea. Că obișeie să face deprindere. A doua natură. Vrând, nevrând, numai așa de că s-o duc la păcat. Și treapta, auzi, că zice, e mai greu conduce Sfântul Isaac. Disnădejde. Cea mai greu. Și nimic nu-i mai tare și mai rău ca disnădejde. Sfântul Isaac Sirian. Știi ce zice dracotul? Măi, nu te mai iartă Dumnezeu. Fă pe el, de aici, mă, să trăiești. Ei, că și al lângă nu tu știi. Da, nu, celălalt de uite cum e. Acolo tot așa ardă în foc. Fă, aici că trăiește, aici că duce de rolul. Tot atât. Deci, nădejde, aici știi cum ajunge, aia de spune Duhul Sfânt în Psaltire. Într-un mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai sutăia ca un paian în sufletul lui. Conștiința care-i dascolul și glasul Dumnezeu un om, conștiința care îl mustră tare pe om pentru păcat. Și ai suțăia ca un paianul sufletul lui. Îi suțăie nădejdea ca un paianul. Conștiința îl mustră. Ia seama, măi, că te prăpădești, măi, toarce înapoi, măi, că îți pierzi sufletul. Și 12 este... Nu mai este. Și atunci el cade din nădejde. Tu fac așa redei și cele din părere. 12 este sinucide. Care merge și-mi face cap. O vreo pe triuda. Și ce facem cu sinucișii? Când se pot pune? Nu se pot pune niciodată, nici după 72 ani. Doar mă întreabă. Nu scrie nimic. Sinucide e păcat împotriva Dumnezeu. Vă rog, fraților, v-am sunut prea mult. O, dar prostii, ne-ați vorbit frumos, ne-ați îndemnat frumos. Noi vă pomenim în rugăciunile noastre, suntem la început de sasă. La început de postul mare. Mila lui Dumnezeu și Maica Domnului, Dumnezeu să ajute că Tu ești un mare și credincios. Doamne ajută! Suntem fericiți că ne-a spus. Mergi cu Îngerul Domnului, cu Maica Domnului. Mâncatea raie să te mănăcii. Din fațiune. Exact așa e treapta în față, e consimțirea. Când sufletul începe a sta de vorbă, cu gândul simplu. Și ai da, nu femeie. Dacă aș fi cu femeie, dacă aș vorbi cu el, dacă aș fi cu tare, și astea unde te duci? Asta e treapta a patra, când consimți să stai de vorbă cu gândul pătimaș, care s-a imediat s-a asociat în, gândul, în jurul gândului simplu. Treapta a cincea este lupta. Lupta se dă până la treapta a douăsprezece. Omul vede mâine, gândul ăsta nu-i bun și începe rugăciunea. A cugetat la ea, a cugetat la moarte, a cugetat la nimic nici ea sa. Lupta se dă pe toate treptele până la treapta a douăsprezece. Treapta a șasta, e în voină. Altă se luptă, ești până la unul să învăie. Dar știi dacă ați gândit mai ocupat de mă la femeie ce, sau la banii ce, sau la stava ce, sau la lucru cu tare. Își permite să stai de vorbă mai mult cu dânsul. Asta e treapta a șasta a păcatului, când îți permite să stai de vorbă cu păcatul mai mult. Asta e treapta. Încă n-a ajuns în păcatul minții. Numai te învoie și stai de vorbă cu el, cu tare, cu tare. E treapta a șasta a păcatului. Treapta a șaptea a păcatului ăsta, mai cu sau între zocii duhovnici, ca tatăl nostru, e păcătuirea cu mintea. Păcatul cu mintea, aici, gata, Sfântul Vasile, apare caracatița sufletului, imaginați.
De caracatet am mâncat deșerea în Sfântul Munte, eu nu-mi place, dar asta zice președintele, are 8 picioare, caracateta. Și zice, imaginația este caracateta să-l prinde. El nu prinde mintea noastră numai cu cele ce-am văzut noi, cu cele ce-am auzit, cu cele ce-am mirosit, cu cele ce-am gustat, cu cele ce-am pipăit. Deci treapta așa te-ai păcat cu minte, unii păcatul îl băgăm în imaginație. Și ne reîncipuim, cum am, ori unii începuim fața celor și ne urăște, cum am să-l porecăt, cum am să-i zic, cum am să mă rădnă. Ori acea ce iubește cu pane, cu măierea, ori a banului, ori a furatului, se ca și începuim păcatul. Și dacă zăbăvește cu mult în aceasta, auzi, spune Sfântul Maxim, păzește-ți gândurile, o omule! Că dacă nu-ți păzăște ideile acum, mai târziu nu vei putea păzi lucruri. Că de la treapta păcatul cu mintea, dacă nu te biruiești și nu te rugășinea lui Iisus să-ți ajute, imediat ajunge în treapta 8-a, care căderea în păcatul cu lucru. Tot hoitul! Tătă putoarea asta de hoit, gata, ai dat-o în păcat. Și nu răspunde hoitul, răspunzi tu, tot am nedominte. Hoitul arde în veci și veci, pentru că sufletul nu-i treaz, are trezii atent. Iată că treapta 8-a a păcatului este căderea cu lucru. Treapta 9-a